pentru că așa este frumos și pentru că mai presus de orice, în primul rând vreau să te felicit și este felul mulțumesc. Meu de a-ți mulțumi că ești aici alături de noi să ajuți prezentarea umilă și succintă pe care ți-o pot face. Cu drag, îți mulțumesc și chiar e o mare onoare și o bucurie să fiu alături de voi în seara asta, într-o zi de sărbătoare pentru Antena 1, la mulți ani Antena 1, pe care au transformat-o într-un maraton de fapte bune. Da. Și este absolut minunat. Am urmărit niște cazuri impresionante, niște fapte absolut minunate și eu sunt absolut fericită că sunt aici. Te felicit și îți mulțumim că ești aici. Foarte mult îmi place cum ești îmbrăcată. Mulțumesc. Și se potrivește foarte bine insigna Ajut Eu. Mulțumesc. Ami, www.ajuteu.ro, acolo pot intra toți românii care se uită la noi. Așa de acolo este. Și pot alege un caz, 2, 3, 5, 8, 9 și pot ajuta. Spune-mi un pic, te rog frumos, despre tine acum, pentru că vreau ca cei din spate, de fapt, din fața ecranelor, să te cunoască mai bine. Spune-mi un moment în care ai fost ajutată. Spune-mi dacă ai fost ajutată. Am da. Avut și păreri de genul eu nu am fost ajutat. Și atunci asta oferi da. Această variantă. Și dacă ai fost ajutată și poți împărtăși și cu noi, te rugăm frumos să ne spui în ce context ai fost ajutată okay. și cine este persoana care te-a ajutat să treci peste obstacol. Așa. Bun, în primul rând, eu am avut norocul să am lângă mine oameni sau să întâlnesc oameni în drumul meu care să mă ajute, să-mi ofere un sfat, încredere, ceea ce e foarte important. Deci, un ajutor atât moral cât și material e important să vină atunci la momentul potrivit pentru că poate schimba viața cuiva. Eu am avut norocul să întâlnesc acești oameni și să am lângă mine mai ales familia, dar uite că mă întrebai dacă poți să-ți dau un exemplu de o persoană pe care o îndrăgesc și care chiar mi-a oferit ajutor. Uite că acum și lăcrimez puțin. La începutul carierei mele am fost foarte prezentă în multe concursuri și festivaluri unde aveam nevoie de o parte materială, financiară, ca să pot să susțin să merg acolo. Corect, pentru costume, logic. Pentru tot ce era nevoie. Drum, exact, mâncări, exact. Și toate cheltuielile. Iar bunica mea, din partea mamei, a fost alături de mine financiar extraordinar de mult și a fost un ajutor, nu știu, poate fără ea nu aș fi avut ocazia să merg să nu știu, acumulez atâta experiență și să fiu acolo unde îmi plăcea mie să fiu. Ne-a ajutat atât pe noi, cât și familia noastră, cât și pe fratele meu și pe bune, la începutul carierei mele, ea a fost foarte mult lângă mine. Într-adevăr, eu am trăit într-o familie modestă și am avut, cum să spun, posibilități, dar am avut nevoie și de ajutor. Și chiar dacă nu l-am cerut, mi s-a oferit, înțelegi? Mie nu prea îmi place să cer ajutor, îmi place tot timpul să fac de una singură, dar uite că e nevoie să vină foarte bine ai spus, să da. Vină oameni, da, să-ți vină în ajutor și asta e foarte important, că dacă poți să faci bine, să faci bine atunci când este nevoie, pentru că altfel, nu știu, consider că este un păcat. Ce frumos ai spus. Știi ce, aș vrea să încercăm să discutăm un pic pe tema asta, Ami, pentru că vreau ca cei de acasă să înțeleagă niște lucruri și să nu fie ușor induși în eroare. Tu ești o luptătoare da, și poate și ambițioasă. Foarte ambițioasă. Ai spus că n-ai vrut să ceri ajutorul. Ei, eu vreau să le subliniem celor de acasă că totuși a cere ajutorul nu e neapărat o chestie de rău augur. Nu, nici măcar. Important nici măcar. Este să nu cerșești lucruri. Exact, corect, corect. Și să muncești și să lupți alături de ajutorul pe care îl exact. Ceri. Exact, eu n-am cerut ajutorul atunci, la început, pentru că, bă, cum să spun, eram susținută de familie, de toți cei din familie, de prieteni, de profesori, dar bunica mea a venit în ajutorul meu cu un bonus, cu un lucru care, cum să spun, chiar a fost de bun augur și binevenit în acel moment, pentru că altfel eu n-aș fi putut să... Poate nu erai aici pe exact. Scaunul ăsta, poate exact. Nu aveai toate exact. Hiturile pe exact. Care le-ai avut. Și să-ți spun, cum să spun, un caz în care mă regăsesc de pe platforma ajuteu.ro. M-a impresionat un caz, asemănător oarecum cu al meu, cazul Amaliei, pictoriță, care e pasionată de pictură wow. și pentru că nu are posibilități financiare extraordinare, nu poate să-și continue drumul, să-și îndreplinească un vis. Așadar, știu că platforma ajuteu.ro o va ajuta să-și îndeplinească acest vis, dar uite...
că sunt atât de mulți oameni talentați care au nevoie, care au nevoie de un sprijin atât moral cât și material. E foarte important. De asta mi se pare extrem de șmecheră, genială chestia asta cu ajut eu, pentru că în același timp în care noi persoanele publice putem ajuta, nu numai că le dăm de veste și altor oameni că pot ajuta, dar mai mult de atât creăm o expunere uriașă acestei adunări, acestui happening. Exact. Expunere care este vitală dacă vrei să se și concretizeze niște rezultate. Da, este gratuit să faci un bine și cred că să faci un bine, să ajuți, e ceva normal, n-ar trebui să fie o excepție, n-ar trebui să fie ceva ieșit din comun. Nu, binele trebuie să vină din tine. Binele înseamnă frumos, înseamnă deschidere, să asculți, să, nu știu, e ceva ce ar trebui să vină din interiorul nostru, natural, exact, natural. Exact. Da. Dar vine și uite că mai sunt și momentele astea pe care, Doamne, nu degeaba ne le-a pregătit în viață, exact. Ca să deschidem ochii și mai mari. Și mai mare, exact. Și să putem ca să vedem mâna și mai mare. Bravo, Ami, da. Foarte frumos gândești. Îmi place foarte mult percepția ta, concepția ta de viață. Vreau să te întreb un lucru, iarăși una dintre întrebările leitmotiv. Ce-ți dorești de la 2021 pentru România și românii? Îmi doresc să fim mai buni cu toții, să fim mai aproape unii de ceilalți, să ne susținem. Într-adevăr, ultimul an a fost destul de greu pentru toți, atât pentru noi artiștii, cât și pentru toată România, având în vedere că am trecut prin aceasta și trecem prin această pandemie. Sinceră să fiu, mi-aș dori să fim mult mai buni și mai deschiși către nou și către, nu știu, tot ce ne rezervă viitorul. E important să fim alături unii de ceilalți, pentru că toți suntem aici în gala asta, ajut este eu. Este vital, da. Da, este vital. Ce să mai zic, nu știu, eu sunt foarte emoționată pentru că am văzut foarte multe cazuri și, după cum spuneai, eu sunt o fire empatică. Empatizez, pentru că părinții mei mi-au oferit de mică, mi-au dorit cât au putut. E foarte important să dorești, adică să crești așa un copil dăruindu-i. Astfel eu duc mai departe și dăruiesc în continuare. Și dacă pot să ajut vreodată cum pe cineva, exact, o fac dăruind. Adică mi se pare cel mai frumos cadou pe care noi ne-l putem oferi sufletului, să facem un bine. Așadar, faceți cu toții un bine, că o să vi se întoarcă înzeciți. Mulțumim foarte mult, Ami. Nu uita, dacă poți să arunci un gând despre ajut eu și pe platformele tale sociale, ar fi senzațional. Deja am aruncat, să știi. Să rămână, mulțumim din suflet. Te pupăm, o zi superbă.